capătelor mană, frumos cânt un cuc bălană. Ne-ai cântat cuculețul de la Videle, mi-a plăcut, de-am murit. Tu ești un spectacol tu în sine. Faptul că atunci când apare aici ochișorii aia îți lucesc în cap și încep să râzi și gata, e lumea ta, acolo ești. Trebuie să te gândești însă în viitor dacă vrei să rămâi o copie a lui Liviu Vasilică sau te gândești cumva să-ți personalizezi cântecele, chiar dacă sunt cântecele lui Liviu. Ia uite-mă, așa. Taie briciul ăla? L-ai încercat? Taie, cum sunt? Taie. Tu l-ai adus? Da. De unde? De la mine, din Telorman. Din Telorman pe dreapta, de unde? Al cui e? Este al unui vecin.
Am înțeles. Și dacă o să mai vin așa spre tine, o să mă duci până la scară? Sau stai și noi frumos aici, așa, cum se stă pe scenă? Așa că ești artist, da. Nu? De ce vrei să te faci artist? Asta îmi doresc, asta îmi place să fac, să cânt. Doamne, și nu mai impuneți atâtea întrebări că m-ați nenorocit. Așa. Bun, Bogdan, te rog. Da, Alexandru, mi-a plăcut foarte mult momentul tău. Mă gândeam de fiecare dată că noi vă pretindem metodă, clasificare, să n-aveți materialul îngrămădit, erudiție, stil. Uneori eu unul cel puțin mai uit că am o persoană de 16 ani în fața mea. Și vreau să spun că m-a emoționat cu atât mai tare momentul cu cât mie, la Bărbieritul Ginerului, mie mi-a cântat tata cu gura și cu vioara și a fost foarte frumos. Felicitări, Alexandru! Vă mulțumesc frumos! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Da, a fost un moment reușit. Adică, iată, oamenii care au înțeles povestea au pregătit un cântec cinstit, fiecare știe ce are de făcut și nu complicăm lucrurile, că nu sunt de complicat. Bravo! Deci v-a plăcut! Mulțumesc frumos! Da, bun. Mulțumesc frumos, apreciez! Vă rog! Alexandru, chiar ești talentat! Să rămână! Ai și jucat, ne-ai arătat că poți să te rânduiești deodată cu junii Sibiului, pe care i-am tot lăudat și pe merit i-am lăudat, dar acum dați-mi voie să spun că nimic nu ar fi fost posibil din interpretarea voastră a concurenților dacă nu i-ați fi avut alături pe acești minunați instrumentiști. Și laude și felicitări maestrului Cristian Obrejan, nu doar pentru faptul că a orchestrat într-un mare fel, într-adevăr s-a văzut profesionalismul dumneavoastră și s-a văzut că ați pus suflet. Pentru fiecare ați găsit exact formula, când mai mică, când extinsă, a orchestrei. Felicitări din toată inima! Mulțumim și fac și eu o felicitare domnului de la clarinet. Bravo. Pentru momentul de mai, de mai devreme. Da, mulțumim! Da. Niculina, te rog! Mă gândeam că voi aveți în Telorman acolo o piesă pe care eu am preluat-o și am cântat-o de la Alexandru Dachin și se cântă la nuntă, dar este Telormanul ăsta încoace către noi, către olteni. Nu ăsta așa puternic, în forță, cum ai venit tu. Te sărut, măicuță dulce, da, că din casa ta măi dulce, măi duce și mai veni, tot feciorul tău îi fi, măi. Și de ți-am greșit vreodată, te rog din suflet, mă iartă. Frumos! Vii dintr-o zonă care are de toate. Are forță, are căldură, are complexitate. Ești un teleoltean. Și fusești frumos, îmi plăcut din suflet. Mulțumesc frumos, apreciez, să rămână. Mulțumim, Cornelia, te rog. Da, ești o dulceață de băiat, Alexandru. Da, tu știi asta. Eu cred că tu ești născut pentru scenă, pentru că frumos ești. Zâmbetul. Ai acea luminiță, da, zâmbetul e la purtător și știi ce e frumos la zâmbetul ăsta al tău de acum? Că e un zâmbet fără griji. Mulțumesc frumos. Cu tot dragul, deci n-ai cum cu el, n-ai cum. Te felicit, Alexandru, îți doresc ca acest zâmbet curat și frumos să te însoțească toată viața. Și dacă va fi ca viața vreodată să te îngenuncheze, tu să nu uiți zâmbetul ăsta, asta te va ridica din orice. Da, te felicit. Mulțumesc. Mulțumim și noi și dacă e să spun zâmbet fără griji, citez un dialog de ieri, de la repetiții, între Silvia Macrea și Alex. Ai învățat? N-am învățat nimic. Cum adică n-ai învățat? Păi ți-am trimis pe telefon și texte și pași și tot. Păi n-am văzut. N-am văzut nimic. Nici o treabă n-avea. Și uitați-vă, astăzi ai fost foarte bine. Nu știu când ai învățat, nu știu când te-ai pregătit, dar ai fost bine. Bravo! Ne vedem mai târziu. Așa, mulțumesc! Mulțumesc! Știe-mă cu scena, gata! Mă, dar știi cum ești la televizor? Cum? De se lipește ochiul de plasmă. Așa ceva? Tiu. Hai să numai de ochi, ia copilul! Norocul pe tine, vorba lui Lupu. Să dea Domnul să te împiedici de noroc, dar ai grijă să nu calci în el. Auzi? Proba a doua, am înțeles că o să interpretez. La proba a doua, nu dăm din casă, dar la proba a doua o să vedeți un moment special. Deci o să cânti în altă limbă, nu? Da, în altă limbă. Tu dai seama!
dracu că mi-ai spart timpanul! Mă scos din sărite! Fiecare concurent o să cânte în altă limbă, că așa e proba!